Guvernul a adoptat în ședința extraordinară de miercuri seara hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, însoțită de 3 anexe. Situația epidemiologică nu este bună. Ați văzut că am avut și astăzi peste 600 de persoane care au fost detectate cu COVID-19. Este mult, este foarte mult. Și în acest context, dragi români, vreau să vă spun 3 lucruri. Protejați-vă, protejați-vă și protejați și pe alții. Purtatul măștii, păstrarea distanței sunt metode sigure pentru a opri răspândirea acestei epidemii. Respectați normele. În aceste condiții, în care nu doar că nu scade numărul bolnavilor, ba crește iarăși, este evident că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile. Potrivit președintelui României, starea de alertă va fi prelungită, însă se vor păstra doar restricțiile care sunt acum în vigoare. Deci nu se prevede acum introducerea de noi restricții, cum, din păcate, având această evoluție, nu poate fi vorba de a introduce noi relaxări. În acest context, totuși, îngrijorător, dorim să continuăm măsurile care vor duce la revigorare economică. Nu vor fi luate măsuri care inhibă economia. Guvernul are în pregătire și o să prezinte la momentul oportun noi acte normative și hotărâri care pun în practică programul de revigorare economică care a fost prezentat. Revigorarea economică este extrem de importantă după această perioadă complicată prin care am trecut. Și tot în legătură cu revigorarea economică este și discuția pe care o voi avea vineri și sâmbătă la Bruxelles, în Consiliul European. Este foarte important ca România să obțină o sumă cât mai consistentă pentru revigorarea economiei. Pentru asta mă voi lupta acolo, împreună cu mine, toată echipa României. În concluzie, starea de alertă continuă. Atenție, protejați-vă, protejați pe ceilalți. Aceasta este a treia lună în care România este în stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus.